Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul Sorin Roșca Stănescu, ziarist. Aș vrea să vorbim acum despre alegerile pentru primării. S-a bătut monedă pe necesitatea alegerii în două tururi pentru primării. Aș vrea să aflu opinia dumneavoastră în acest... Opinia mea este că e mai democratic și mai corect pentru România sistemul alegerilor în două tururi, care asigură mai multă reprezentativitate până la urmă, adică votul fiecăruia se duce undeva, dar nu se mai poate face așa ceva. Dacă s-ar face, ar fi ceva foarte grav, ar fi un act îndreptat brutal și direct împotriva democrației, ar fi neetic să se întâmple acum, în al 12-lea ceas, așa că probabil vom merge pe un singur tur. De altfel și primul ministru a scăpat cumva de cartoful fierbinte, pasându-l tot politicului. Da, acum se duce cumva spre Curtea Constituțională. Repet, ar fi foarte grav dacă această Curte Constituțională, ignorând morala politică și ignorând și recomandările Comisiei de la Veneția și propriile decizii, ar schimba acum tot sistemul. De ce vă spun asta? Pentru că partidele știu că va exista un singur tur și și-au făcut strategii în funcție de asta. Au ales oameni, au desemnat oameni în funcție de asta. E adevărat, dar PNL cere destul de apăsat. Păi, PNL s-a trezit târziu și și-a dat seama târziu că riscă să piardă foarte mult. Și părerea mea este că după aceste alegeri locale, dincolo de faptul că va fi probabil decapitată conducerea PNL, care și așa rămâne într-un picior, întrucât doamna Gorghiu se va autosuspenda din motive de normale, de sarcină. Acest PNL va pierde o pătrime din activiști după alegerile locale, deci eșecul... Este singurul sau singura pierdere a PNL sau există riscul ruperii partidului? Faptul că pierzi o pătrime, cam asta se va întâmpla din proprii activiști care se vor duce unii către Tăricianu, alții către Băsescu, este o hemoragie uriașă. Previzionați faptul că PNL nu va obține un scor foarte bun în alegerile locale. Nu are locale. Cum în condițiile unui singur tur, pentru că dreapta vine cu mai mulți candidați. Deci n-au reușit partidele să se așeze la o masă și să se înțeleagă, inclusiv cu partidul lui Băsescu. Și să se înțeleagă, în București facem așa, în Târgoviște facem nu știu cum. Avantajând într-un mod echilibrat în funcție de masa electorală fiecare dintre aceste partide, astfel încât dreapta să meargă cu un singur candidat peste tot. Atâta timp cât stânga, în general, excepție Dâmbovița, merge unită, sau vor mai fi poate câteva excepții, dar în general stânga merge pe o singură mână de fiecare dată, iar dreapta își împarte procentele. Dar de obicei PSD este întotdeauna defavorizat în turul al doilea, indiferent pe ce palier s-ar purta acest tur, pentru că mai toată lumea se aliază împotriva Partidului Social Democrat. Da, ceea ce nu se întâmplă într-un singur tur, că n-au suficientă inteligență, n-au suficientă minte liderii de partidă din dreapta. Bun, dar se mizează foarte mult și pe cei care sunt predispuși să plece așa dintr-un partid în altul în funcție de cum bate vântul politic. Mă refer aici la primari. Probabil că mulți acum stau pe tușă, stau cu minți. Cei care au fost inițial în PSD au plecat la PNL, din nou au plecat la PSD și tot așa. Se poate miza pe faptul că, măcar pe ultima sută de metri, pentru a nu-și pierde mandatul, vor fi primari PSD care vor vrea să plece înapoi la PDL-PNL? Nu cred. Cred că deja jocurile sunt făcute în aproape toate localitățile. Se știe cine va candida și ce comportament va avea candidatul respectiv. Cu toate acestea, credeți că PNL n-ar fi tentat să ia niște oameni, chiar traseiști așa, politici, dar care pot câștiga alegeri în plan local? Ba da, pe asta a și făcut. În funcție de sondaje, au fost desemnați virtualii câștigători. De ce are nevoie PNL acum,
în această perioadă? Are nevoie de ceva ce nu poate să aibă, de unitate. Are nevoie să funcționeze ca un singur partid, ceea ce nu se poate întâmpla pentru că nu s-a consumat fuziunea. Care credeți că sunt în acest moment problemele PSD-ului, în schimb? PSD-ul... La cum ați oftat, cred că lista e lungă. PSD-ul are... Cea mai importantă problemă e că are coloana vertebrală prea flexibilă în acest moment. Adică este un partid care nu, deși e cel mai mare partid, e cel mai important partid, nu degaje suficientă forță și suficientă demnitate. Și nu pare să fie în opoziție, dar nici la putere. Da. Nici nu este. Sau este și acolo și acolo. Deci PSD-ul este avantajat de faptul că, indiferent de ce ar face domnul Cioloș, eșaloanele 2 și 3 ale puterii administrative sunt în mâna PSD-ului, deci PSD-ul poate manevra, are o masă, un câmp de manevră uluitor și în același timp poate critica oricând guvernul Cioloș. Această duplicitate însă este cu dușii întors. E și riscantă. Poate să aibă și efect de pentru că electoratul vrea să-l vadă bine poziționat sau ferm poziționat. Ar avea într-o parte sau PSD-ul alta. Nevoie la vârf de câțiva oameni care să nu poată fi hai să nu zic șantajați politic, să nu poată fi presați. Pare Liviu Dragnea, cel puțin așa mi se pare mie, s-ar putea să mă înșel, destul de temător, de ezitant în această perioadă, pentru că avea, de exemplu, posibilitatea sau ocazia să vină cu o moțiune de cenzură, măcar pe cazul bebelușilor, pe domeniul sănătății, și totuși nu o face, ezită. Domnul, trebuie ținut cont și de personaj. Domnul Dragnea întotdeauna a fost un om politic mult mai versatil. Incomparabil mai versatil decât Ponta, Victor Ponta, da. Care a fost foarte impulsiv și uneori extrem de dur. Dar peste această versatilitate a domnului Dragnea s-a mai suprapus și măcar bănuiala că dosarul lui penal și sabia lui Damocles pe care o are deasupra capului s-ar putea să influențeze comportamentul lui politic. Repet, până și bănuiala aduce de servicii partidului și aduce și lui de servicii. Cât privește moțiunile de cenzură, ele sunt un instrument democratic. PSD-ul are oricând o majoritate, deci oricând are posibilitatea să dărâme guvernul Cioloș. Dar nu Cioloș, vrea, se pare. Dar, și dacă ar vrea, ar face-o. Atunci greșeala este că nu poți să anunți că faci o moțiune de cenzură și apoi să nu o mai faci, pentru că toată lumea își dă seama că ai un dublu limbaj. Nu există riscul ca anumiți lideri din Partidul Social Democrat să fie deranjați de atitudinea ezitantă, evazivă a domnului Liviu Dragnea și să încerce să forțeze cumva lucrurile, ducând în preajma alegerilor chiar la un scandal intern sau la o ruptură internă? Sunt mulți lideri marcanți ai partidului deranjați de domnul Dragnea, dar ei sunt... pe măsură ce ne apropiem de alegeri, din ce în ce mai disciplinați, nu din ce în ce mai revoltați și mai liberi, știu să-și înghită nemulțumirile și să meargă înainte, strâng din dinți și au meargă înainte. Au înțeles că un efort de echipă, ceea ce se întâmplă, da. PSD-ul știe să joace locale mai bine decât oricare alt partid în echipă. Dacă vor pierde alegerile, probabil că va fi jihad și acolo. Nu au cum să pierdă alegerile. Alegerile într-un singur tur vor fi câștigate de PSD. La nivel național, deși da. Ați spus că la Dâmbovița e foarte posibil, ca cel puțin la orașe, ceea ce e foarte important, pentru că e un electorat extrem de important. Bine, așa sunt destul de multe orașe care vor fi adjudecate de Partidul Național Liberal, cele mai multe dintre ele de vechi, de noi liberali, de foștii pedeliști, vor fi adjudecate. Da, deși din lista orașelor din Dâmbovița pe care dumneavoastră le dați câștigătoare la PNL, eu am două rezerve. Sunt da, nu convins. Oricum e o loterie până ne apropiem, până stăm cu câteva zile înainte de alegeri, o loterie oricum. Dar problema e că pe ansamblu contează, până la urmă, pe ansamblul țării, pe număr total de primării,
de orașe mari, de orașe medii, de orașe mici, de comune, da, de consilieri. Există și posibilitatea unor alegeri umăr la umăr care să nu determine clar un învins și un învingător? Nu ar putea exista decât dacă ar fi alegerile în două tururi. Într-un singur tur, cu câte un singur candidat, stânga bate. Care credeți că vor fi surprizele perioadei imediat următoare? Dacă vor fi. Vă referiți până la alegeri? Da, până la alegeri. Până la alegeri, cea mai mare surpriză care ar putea surveni ar fi intrarea în cursa lui Tăriceanu pentru primăria generală a Capitalei. Victor Ponta n-ar putea oferi o surpriză? Nu. Este prea devreme ca să țâșnească din nou. E mult prea devreme. Era și numele domniei sale vehiculat pentru primăria Capitalei. Vă dați seama câte speculații s-au făcut, se vor face în continuare, dar nu e suficient de inteligent încât să nu intre în cursă, practic, peste capul partidului. Cred că cel mai plauzibil va fi, dacă va dori să-și facă viața extrem de incomodă, va fi să intre în cursă Călin Popescu-Tăriceanu. Și mai avem o posibilă surpriză, deși o creditez din ce în ce mai puțin, prin intrarea în cursa lui Traian Băsescu. De ce spun că o creditez foarte puțin? Pentru că, mai ales cu participarea lui Tăriceanu, Băsescu ar pierde sigur și ar trebui din capul locului să-și asume această umilință după ce a câștigat de două ori primăria generală a Capitalei și de două ori mandat prezidențial, să-și asume în mod programat o pierdere de tipul ăsta și nu cred că o face. Rezultatul alegerilor din iunie ar putea fi influențat și de modul în care se înțeleg sau nu se înțeleg domnul Klaus Iohannis și Dacian Cioloș? Pentru că în ultima vreme par să nu mai pice pe aceeași lungime de undă pe anumite teme. Asta e foarte bine. Dacă așa ceva se observă, chiar dacă nu se întâmplă acest lucru, e foarte bine că măcar să creează aparența că nu sunt perfect de acord. Așa încât eventualele eșecuri ale domnului Cioloș să nu se deconteze pe domnul Iohannis? Da, mi se pare foarte important atâta timp cât președinția aflată totuși la început de drum este cel mai stabil punct al a ceea ce numim putere politică în România și avem nevoie de această stabilitate. Una din misiunile domnului Cioloș părea să fie fixarea acestor alegeri locale în două tururi. Misiune de care nu știu eu s-a executat așa. Nu, era o misiune imposibilă pentru că din motivele pe care vi le-am spus în prima parte a serii, o schimbare acum ar contraveni mult prea multor reguli și domnul Cioloș nu avea de ce să-și lege numele și personalitatea de o mizerie de tipul ăsta. Da, dar nu era un personaj politic, nu se deconta politic pe niciun partid. Eu am observat că domnul Cioloș e foarte atent la imaginea domniei sale, e foarte scrupulos, are grijă să fie cât mai puțin controversat, își controlează foarte atent discursul și această rigoare pe care o arată, aproape încrâncenată, îmi spune că cochetează undeva totuși cu ideea de a juca în politică. Adică nu e doar o expresie a profesionalismului sau a firii de tehnocrat, ci și un calcul. Cred că da. Mai îndepărtat de intrare în zona politică. Cred că da și oricum, chiar dacă domnul Cioloș își imaginează propriul viitor undeva în structurile Uniunii Europene sau unor organizații internaționale, tot are nevoie să plece cu o imagine cât mai puțin șifonată din funcția asta de prim-ministru de avarie. Da. Cum va reuși acest joc destul de periculos? Pentru că am impresia că face un dans pe filament în acest moment. Păi nu are altceva de sunt făcut. Sunt trei forțe care trag în același timp. Să nu facă mișcări bruște. Pentru că e un guvern, încă o dată, de avarie, un guvern pe termen scurt, n-are voie să facă mișcări bruște, mișcări spectaculoase, nu are voie să balanceze prea mult în favoarea unei părți sau altei părți. Politicii trebuie să gestioneze cât de cât rezonabil administrația publică, să funcționeze statul și alegerile să fie corecte.
Iată că s-a aruncat deja în spațiul public o temă destul de complexă, și anume aceea reorganizării teritoriale. Este o greșeală în condițiile în care știm că mandatul domnului Cioloș este foarte scurt și n-ar avea timpul fizic necesar? Nu, nici nu se pune problema reorganizării teritoriale în acest ciclu electoral. Putem să ne imaginăm așa ceva după alegerile parlamentare, deci în 2017, dar cu o singură condiție. Dacă se va putea forma o majoritate foarte puternică care să susțină în Parlament un asemenea demers. E nevoie de voință politică. Enorm. Pe de altă parte, domnul Cioloș se pare că a răspuns solicitărilor venite din zona PNL de a schimba anumiți prefecți în mai multe județe. Este cumva un semn de subordonare politică? Eu nu îmi amintesc ca domnul Cioloș să se fie angajat vreodată că nu schimbă prefecți. Dimpotrivă, eu știu că domnia sa s-a angajat că depolitizează cât poate în perioada aceasta de un an aparatul statului. Dar poate depolitiza la solicitarea unui partid? Nu, dar poate depolitiza la semnalul de alarmă tras de un partid, pentru că dacă un partid arată cu degetul către niște prefecți și îi demonstrează lui Cioloș că acești prefecți fac politică în favoarea altui partid, atunci asta este un motiv de depolitizare. Mi se pare cam subiectiv. Pentru că venind din zona politicului, e clar că acel partid are un interes bine determinat într-o acum, perioadă tot guvernul, preelectorală. Tot guvernul condus de domnul Dacian Cioloș, exceptându-i pe miniștri și câțiva secretari de stat, restul, tot ce înseamnă uriașul aparat guvernamental, e politic. Și e politizat de PSD. Dacă domnul Cioloș schimbă câteva rămurele dintr-un mare copac PSD, nu cred că se întâmplă vreo nenorocire. Nu credeți că au mai rămas și din vechii PDL, prin structurile guvernamentale? Doar cei care și-au vopsit culoarea, și-au schimbat culoarea. Bun. Alegerile parlamentare nu sunt nici ele foarte îndepărtate. Ce ne vor rezerva? Pentru că vor fi alegeri pe listă. Va fi mai bine, va fi mai rău? Dacă n-ar exista alegerile locale, vă spune că la alegerile parlamentare cele două mari partide vor alerga bară la bară, cu scor aproximativ egal, și niciun partid nu va face singur o majoritate, așa că vor avea nevoie de ALDE, de un EPR, de UDMR și așa mai departe. Dat fiind însă faptul că alegerile locale există, că se desfășoară într-un singur tur și că e previzibil o înfrângere a dreptei, din motivele pe care le-am explicat anterior, și că alegerile locale influențează foarte mult rezultatul lor în plan psihologic, în mentalul electoratului, scorul alegerilor parlamentare, preconizez că dacă nu apar schimbări spectaculoase, va câștiga cu o diferență apreciabilă stânga. Cum așa? Dacă ar fi fost organizate alegeri imediat după prezidențiale, probabil că dreapta zdrobea la scor. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Că nici PSD n-a scăzut foarte mult, dar PNL n-a reușit să se mențină. În această perioadă, marea problemă a fost PNL-ul, care nu a funcționat ca partid. PNL sau domnul Iohannis, care s-a confundat o bună parte? Eu deocamdată spun PNL, că nu știu în ce măsură domnul Iohannis a dovedit voința necesară să influențeze lucrurile în PNL și a avut instrumentele necesare și știința necesară, până la urmă, de a dirija mental de la Cotroceni lucrurile în PNL. Dar cert este că toată fuziunea a fost prost concepută. Ea trebuia să fie rapidă, instantanee, indiferent de hemoragie inițială, indiferent de micile supărări și drame politice, umane și așa mai departe, trebuia până la alegeri încheiată această fuziune. Nefiind încheiată, vedeți, și în Parlament stau în locuri diferite. Nu se poate așa ceva. Cu toate acestea, PNL va obține un scor probabil destul de bun în alegerile parlamentare. Și probabil că PSD nu va reuși să facă singur majoritatea. Va fi al doilea partid
din România și s-ar putea să facă PNL-ul, chiar dacă va avea un scor mai slab, să facă majoritatea cu alte partide, cu ALDE, cu, chiar cu UNPR. Mai este posibilă o apropiere a PNL de ALDE sau invers? Absolut. Discursul... O văd atât de posibilă încât dacă PNL suferă vreo dramă mai mare în alegerile locale, parcă îl văd pe Tăricianu președinte întors la PNL și președinte. Probabil că în aceste condiții s-ar putea întâmpla. Exact, deci este posibil alipirea. Dar definitiv, în același timp... Nimeni nu poate să-i conteste statura de liberal pur sânge a lui Tăricianu. În același timp s-au remarcat diferențe de atitudine, de poziționare în această perioadă. Două, care sunt importante. Două, una în plan extern. Tăricianu a rămas și e consecvent grupului ALDE, în timp ce ceilalți au trecut la Popularii Europeni, și a doua, care e de politică internă, raportarea la ceea ce înseamnă independența justiției și controlul reciproc al puterilor în stat. Cum se face că domnul Călin Popescu-Tăricianu are un discurs curajos și consecvent cu el însuși în această perioadă? Să fie dorința de a atrage atenția, de a aduce în jurul său cât mai mulți oameni sau, practic, acum s-a descoperit cu adevărat Călin Popescu-Tăricianu? Nu, Tăricianu este un om care a înțeles întotdeauna ce înseamnă democrația și a acționat ca unul dintre marii democrații ai acestei țări. Și când democrația are derapajele care se întâmplă în ultimii 10 ani, Călin Popescu-Tăricianu nu are cum să reacționeze altfel, la fel cum, dacă ne amintim, el a reacționat foarte ferm și foarte puternic și în raport cu Traian Băsescu și derapajele lui Traian Băsescu în calitatea lui de președinte. Pe vremea când domnul Călin Popescu-Tăricianu era prim-ministru. Era prim-ministru și practic el a condus o mișcare puternică de rezistență împotriva atacurilor constante pe care domnul Traian Băsescu le-a exercitat împotriva democrației. Probabil că domnul Călin Popescu-Tăricianu va fi în postura fericită de a fi curtat după alegerile parlamentare și de PNL și de PSD pentru a obține funcția, pentru a ocupa funcția de prim-ministru. Acest loc a fost pierdut de către UNPR prin tot ceea ce s-a întâmplat cu domnul Oprea și ceea ce se va întâmpla în continuare, dar s-ar putea să mai aibă un rival domnul Călin Popescu-Tăricianu în ceea ce privește postura de partid Balama în partidul lui Traian Băsescu, care și el crește. Atât de mult încât să intre în da, Parlament? Da, pentru că după alegerile locale, când PNL va pierde o pătrime din activiști și din electorat, pătrimea asta se va duce undeva și eu cred că unii se vor duce spre Traian Băsescu, alții către ALDE. Spuneați că Victor Ponta nu va ieși acum la rampă în alegerile locale. Credeți că va face o mișcare înainte de alegerile parlamentare? Nu. Cred că nici la alegerile parlamentare nu va face nimic spectaculos, exceptând faptul că va candida așa cum a mai candidat. Din partea PSD? Din partea PSD pentru un mandat în Camera Deputaților. Cred că fundația pe care... Asta vreau să spun. Cred că mișcarea cu adevărat spectaculoasă pe care el ar putea și ar trebui să o facă ar fi legată de această fundație a Mării Negre, care teoretic cel puțin are un potențial uriaș. Cum s-ar traduce potențialul ăsta în viața politică? Păi, efectul ar fi indirect. O fundație făcută pe Marea Neagră, pe bogățiile uriașe ale Mării Negre, pe bogățiile teribile ale statelor riverane Mării Negre, iar aduce președintelui acestei fundații un prestigiu greu de egalat în acest spațiu al lumii în jurul căruia pivotează, de fapt, toate geostrategiile. Cum va fi această campanie electorală? Ne-am obișnuit ca ultimele runde de alegeri să fie guvernate de like-uri și de Facebook.
Credeți că și de această dată, chiar dacă vorbim de alegerile din localități, la nivel localităților, da, vor fi dirijate pe internet? Va fi o campanie electorală mult mai ieftină decât celelalte și în compensație... Mult mai percutantă, probabil, da, ca și mesaj. Da, iar în compensație zona internetului va zbârni. Chiar dacă la țară e greu pentru oamenii în vârstă să acceseze anumite pagini și să se pună la curent, dar nu există riscul să se ostilizeze foarte mult climatul, iar discursul să fie poluat așa cu accente care nu sunt la locul lor în această Nu există perioadă. Niciun motiv ca anul acesta campania localilor să fie mai aprigă decât mai violentă decât în alți ani, nici cel mai mic motiv. Dorința acerbă a tuturor de a se Totdeauna poziționa cât mai există dorința bine? Acerbă a tuturor, nu. Nu există niciun motiv să avem o campanie mai violentă. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite, pentru prezența dumneavoastră în primul rând și vă mai aștept. Sărbună. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici. Vă doresc o seară plăcută. Toate cele bune. La revedere.